Jurnalele RTT. Știri la fix. În plin scandal la IPJ Brașov, șeful instituției, chestorul Ioan Aron, iese la pensie. Un comunicat postat pe site-ul inspectoratului informează că, la revenirea din concediul de odihnă, chestorul de poliție Aron Ioan și-a înaintat raportul de pensionare Inspectoratului General al Poliției Române. Anunțul menționează de asemenea că decizia ar fi fost anticipată încă de la începutul anului, după care continuă cu mulțumirile pe care Aron le adresează conducerii Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române, instituțiilor colaboratoare, colegilor poliției și brașovenilor. Comunicatul nu precizează dacă agentul Marian Godină se numără și el printre destinatarii mulțumirilor. Scandalul dintre agentul Marian Godină și conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a ajuns la nivel universitar. În timp ce Godină face aluzii la un presupus plagiat a lucrării de doctorat a chestorului Ioan Aron, Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor acuză conducerea IPJ Brașov că a violat intimitatea studenților de la Universitatea Transilvania. Polițiștilor și administrației universității li se reproșează că au montat în campusurile brașovene camere de supraveghere video și microfoane pentru a urmări fără drept activitatea studenților din cămine. Acum câțiva ani de zile a fost un incident într-un cămin din campusul universitar de la Brașov. Au fost instalate camere video și pe lângă camera video avea, bineînțeles, pe holuri, avea și microfoane. Și acele camere video și microfoane nu aveau autorizație de funcționare. Reprezentanții Universității Transilvania spun însă că sistemul de supraveghere a fost montat în 2007 la inițiativa studenților de atunci și are doar scopul de a asigura liniștea din cămine. Aceste camere nu au violat intimitatea niciunui student, deci sunt în spațiile comune. Universitatea este înregistrată ca operator pentru supraveghere video. Nu cred că au contribuit, sau prezența lor nu a contribuit cu nimic la defăimarea imaginii studenților. Poliția folosește aceste camere în momentul în care apar astfel de evenimente nedorite și au mai fost câteva, au fost chiar furturi, pentru că aceste camere sunt montate și în spatele unor cămine cu, să spunem așa, unde există căi de acces mai puțin vizibile. Și au fost furturi, probabil că aceste camere, nu probabil, ci poate sigur, au ajutat la identificarea celor care au produs acele furturi. Reprezentanții studenților cred și ei că sistemul de camere de supraveghere este util și ar trebui chiar extins. Asociația studenților din Universitatea Transilvania îl acuză în schimb pe șeful biroului de poliție din Centrul Universitar Brașov de abuz și comportament foarte urât cu studenții cazați în cămine, motiv pentru care solicită o anchetă. Sunt multe, nu știu, de la a intra în camere fără acordul locatarilor, care practic sunt chiriași la Universitatea Transilvania, sau fără acordul universității, până la, nu știu, a instaura reguli care încalcă de altfel legile în vigoare. Au fost mai multe astfel de acțiuni de-a lungul timpului. Sunt organe care în momentul de față cred că e moment, sau nu știu, consider că e momentul oportun să reacționeze și să ia măsurile necesare. Teodor Cojocaru, șeful biroului de poliție pentru Centrul Universitar Brașov, nu a fost de găsit astăzi la locul de muncă pentru a răspunde acuzelor. Miting de susținere al polițistului Marian Godină. Mai mulți oameni și-au anunțat prezența luni 22 februarie de la ora 13 în fața sediului IPJ pentru a protesta împotriva corupției din Poliția Brașov. Pentru că în această perioadă mediul online a fost asaltat de postările lui Marian Godină și susținătorii lui s-au unit tot pe Facebook. Pe rețeaua de socializare a fost creat un grup cu titlul Susține polițistul Marian Godină, demisia domnul chestor Ioan Aron. Inițiatorii protestului au postat chiar și un text amuzant în stilul Marian Godină. Să vă mai spunem cine este Marian Godină, este ca și cum l-a întrebat pe tatăl meu, microbist convins, cine este Gică Hagi. Marian Godină este un polițist rutier din cadrul IPJ Brașov, cu un simț al umorului și o inteligență cu mult peste media înstelaților și doctorilor din conducerea IPJ Brașov. Lui i-a fost pus pumnul în gură pentru că nu se rănește cu pixul, cum ar vrea oameni de genul domnului chestor Aron Ioan, ba chiar a scris o carte. Dacă v-a impresionat povestea lui, dacă vreodată sau dintotdeauna ați simțit și voi că sunteți un Marian Godină, dacă și voi v-ați simțit vreodată umiliți de șef de genul șefului IPJ Brașov, sau dacă pur
și simplu vreți să vă arătați susținerea față de colegul nostru, luni 22.02.2016, ora 13, vă așteptăm în fața IPJ Brașov din strada Nicolae Titulescu, numărul 28. Nu contează că sunteți polițiști, pompieri, jandarmi, profesori, mecanici, electricieni, farmaciste, manicuriste. Aveți nevoie să ieșiți la plimbare să luați o gură de aer din fața IPJ Brașov. La eveniment și-au anunțat prezența pe Facebook aproape 700 de oameni, alți 3700 spunând că sunt interesați de protest. Printre cei care și-au anunțat prezența este chiar și protagonistul principal al scandalului din această perioadă, polițistul scriitor Marian Godină. Turnul Bisericii Evanghelice fortificate din Roadeș s-a prăbușit parțial și are nevoie urgentă de reparații. Lăcașul de cult ar fi trebuit reabilitat alături de alte 19 biserici clasate ca monumente istorice de clasă A din fonduri europene. Duminică însă, o parte din turnul bisericii vechi de 500 de ani a căzut și nu mai poate aștepta până la apariția ghidului solicitantului. În ajutor au sărit asociațiile de saj din Germania, Elveția și Austria, care s-au mobilizat pentru a strânge bani pentru restaurare. Monumentul istoric de la Roadeș păstrează nealterat un stil arhitectural din secolul al XV-lea. Cea mai valoroasă comoară este pictura murală, care înfățișează personaje religioase și laice descoperite sub un strat de tencuială acum câțiva ani. Turnul bisericii, înalt de 42 de metri, a căzut însă duminică, deși condițiile meteo nu au fost deosebite. În jur la ora 4:30, duminica după masa, eram în graj la vaș și dintr-o dată am auzit un zgomot și s-a mișcat așa pământul. Când am ieșit afară, deja zidul a fost un or așa de praf puțin și o scăjută jos. Nu bătea vântul, nu nimic. Zidul gros de 1,40 m de centimetri, construit din pietre, bolovan și cărămizi lipite cu mortar, nu a mai rezistat. Două laturi ale turnului au căzut, iar întreaga structură de rezistență este acum afectată. Puțin probabil ca banii să vină de la Ministerul Culturii, cred reprezentanții Bisericii Evanghelice. În schimb, asociațiile de sași s-au mobilizat pentru a strânge banii. Mai puțin vine dinspre Ministerul Culturii, dar vine dinspre asociațiile sașilor din străinătate, care de data asta sunt reunite cele din Germania, din Austria și din Elveția. În Germania, mâine. De-aia eu sunt prezent aici ca să fac un raport și să spun, am nevoie de 50.000 de euro în vara asta. Pentru a vedea de câți bani ar fi nevoie, a fost chemat și un expert să evalueze costurile restaurării, care se pare că sunt cu mult mai mari. La o consolidare de turn. Deci, în comparație, v-aș spune, Saschizul, care are o documentație de vreo 10 ani pregătită, acolo și nu e într-o situație atât de gravă, 500 de mii de euro. Aici unde trebuie o reconstrucție, deci complexă, cu consolidare, cu tot ce trebuie, în mod sigur depășim suma. Specialiștii în patrimoniu spun că lucrările de reabilitare vor trebui să scoată la lumină și pictura murală cu personaje biblice, care se află sub stratul de tencuială și care se mai vede acum doar pe porțiuni mici. Pictura, să zicem, realizată în stil narrativ al secolului al XV-lea, începutul secolului al XV-lea, cu personaje care va trebui decapată întreaga tencuială pe baza unor proiecte de restaurare, conservare, reabilitare. În Transilvania există peste 150 de biserici evanghelice fortificate. După ce sașii au emigrat, majoritatea au rămas aproape goale. Lăcașurile de cult pot fi însă păstrate ca patrimoniu istoric și incluse în circuite turistice. Biserica evanghelică are pregătite proiecte de restaurare pentru 20 de biserici clasificate ca monumente istorice de clasă A. Cei doi liceeni care s-au bătut joi lângă liceul Honteru s-au încăierat pentru o fată. Adolescenții sunt acum în afara oricărui pericol, deși unul dintre ei își pierduse ieri conștiența. Inspectoratul școlar județean amenință cu sancțiuni maxime. Cei doi tineri, unul de 16, celălalt de 17 ani, au ajuns joi la spitalul de copii după ce și-au împărțit câțiva pumni pe o străduță de lângă liceul Honteru. Se pare că cei doi nu sunt la primul conflict și mai avuseseră o întâlnire în urmă cu câteva săptămâni. Unul este elev în clasa 11 la Honteru, al doilea se pare că învață la economic. Mărul discordiei pare să fi fost o fată colegă cu elevul de la Honterus. A fost o altercație între un elev al liceului Honterus și încă trei tineri din alte unități școlare. Am înțeles că pentru o fată
Cert este că s-a întâmplat în timpul unei pauze la 13:50 pe străduța de la Honterus care comunică cu Bălcescu. Încă nu am mai multe informații decât cele legate de starea de sănătate a copilului care a ajuns la spital, care într-adevăr o cusătură la buza inferioară. Inspectoratul școlar județean amenință cu sancțiuni maxime dacă ancheta va stabili că cei doi au antecedente în astfel de incidente. Așa mi-a comunicat și domnul director, că are informații cum că toată această întâlnire ar fi fost proiectată, programată dinainte. Deci datele problemei sunt foarte importante, nu știu alte amănunte. Le vom analiza și vom vedea dacă în comportamentul lor de până la momentul acesta au mai avut și alte abateri, atunci categoric sancțiunile vor fi maxime. Adolescentul de la Honterus nu a mai fost sancționat până acum, însă Consiliul Profesoral va stabili dacă îi va fi scăzută nota la purtare sau dacă se impun sancțiuni mai grave. Opera Brașov îi invită pe melomani sâmbătă și duminică de la ora 18:30 la premiera piesei Amadeus Gottlieb după Peter Schaffer și scrisorile lui Mozart. Celebra piesă de teatru a fost sursă de inspirație pentru faimosul film Amadeus în regia lui Miloš Forman în 1984, câștigător a numeroase premii Oscar. Cunoscuții actori Marius Bodochi în rolul Salieri și Răzvan Oprea în rolul lui Mozart urcă pe scena Operei Brașov în spectacolul regizat de Marcel Țop. Spectacolul îmbină teatrul cu momente muzicale excepționale din lucrările genialului Mozart. Nunta lui Figaro, Răpirea din Serai, Don Giovanni, Concertul numărul 21 pentru pian și orchestră, Requiem, dar și Stabat Mater de Pergolesi, care subliniază punctele cheie în desfășurarea piesei. Dirijor va fi maestrul Ciprian Teodorașcu de la București, iar la pian se află Ovidiu Mezei. Își dau concursul soliștii Operei Brașov, Valentina Mărgăraș, Asineta Răducan, Mihai Irimia, Loran Cristian, dar și Filip Panait, alături de quartetul Gaudeamus al Filarmonicii. Unicii Brașov. Montarea de la operă va fi semnată de unul dintre cei mai aparte regizori ai noului val, Marcel Țop. Scenografia aparține Rodicăi Garștea, scenograf al Operei Brașovene. Noua interpretare a piesei celebre, scrisă de Peter Schaffer, propune publicului trei puncte de vedere. Apărarea lui Salieri, cea a lui Mozart și a treia, apărarea muzicii, ca reprezentarea sublimului. Într-un fel, spectacolul ăsta e și o apărare a lui Salieri, nu doar o apărare a lui Mozart. E un spectacol în care muzica și teatrul se îngemânează perfect. Sunt arii și bucăți celebre din Wolfgang Amadeus Mozart, dar și din Salieri, firește. Se spune că Antonio Salieri, compozitorul curții habsburgice, ar fi cauzat moartea rivalului Mozart prin otrăvire. Salieri este interpretat la Brașov de actorul Marius Bodochi. Spectacolul începe, de fapt, cu Salieri foarte bătrân, în pragul morții, care simte nevoia de a mărturisi, de a-și mărturisi păcatul, marele păcat, acela că l-a chinuit și l-a și omorât pe Mozart. Actorul Răzvan Oprea de la Teatrul Național din București va fi cel care va intra în pielea personajului Mozart. Așa cum l-am înțeles eu pe Mozart, așa l-am și făcut. Este o personalitate imensă, dar aici ne vom ocupa mai mult de latura sa umană și de ceea ce a însemnat creația lui pentru contemporanii săi, pentru că Salieri reprezintă într-un fel masa de oameni din acea vreme și în general masele de obicei sunt reticente la schimbare și sunt rigide. Mozart a venit cu foarte multă inovație. Prețul unui bilet pentru adulți este 30 de lei, iar pentru pensionarele și studenți 20 de lei. Biletele se găsesc la sediul operei din strada Bisericii Române numărul 51 și pot fi cumpărate și cu o oră înainte de începerea spectacolului.
Românii sunt foarte muncitori, dar nu se prezintă la interviurile de angajare. Este părerea unui fermier danez care a oferit 30 de locuri de muncă la cules de căpșuni în Danemarca. Doar 20 de persoane s-au prezentat la selecția organizată la sediul AJFM. Fermierul danez crede că România va rămâne fără forță de muncă în viitor după ce tot mai mulți tineri pleacă în alte țări să muncească. Deși inițial se înscriseseră 30 de candidați, la selecția de personal pentru angajatorul din Danemarca nu s-au prezentat mai mult de 20 de persoane venite din Botoșani, Vaslui, Călăraș, Prahova și Brașov. Așa se întâmplă de cele mai multe ori, spune fermierul, care se plânge că foarte greu mai găsește forță de muncă în România, de unde recrutează personal încă din 2009. Am avut și angajați bulgari, dar sunt diferiți de români, care sunt gospodari și își văd de treabă. Nu avem probleme cu ei, nu se bat, putem avea încredere în ei, de aceea preferăm românii. Mă tem însă că în viitor nu veți mai avea forță de muncă, deoarece majoritatea românilor tineri sunt plecați din țară în toată Europa. Cele 30 de locuri de muncă vacante sunt în sectorul agricol la cules de căpșuni. Munca se desfășoară la o fermă ecologică în aer liber, iar culesul căpșunilor începe de vreme la 4-5 dimineața. Fiecare angajat trebuie să muncească circa 30 de ore pe săptămână, iar plata se efectuează în funcție de cantitatea recoltată la kilogram, pentru care se oferă contravaloarea 1 euro. La aceasta se adaugă 6,75% spor de muncă grea și 12,5% bani de vacanță, procente aplicate la suma totală. Este vorba de 6-7 săptămâni, sezonul începe de la 1 iunie până la jumătatea lunii iulie, este vorba de circa 6 zile pe săptămână. Din ce am observat pe filmuleț, condițiile sunt foarte bune și mai ales calitatea și prețul care ni se acordă pentru munca prestată. Am mai lucrat la căpșuni și cam atât este sezonul, cam acesta este, 6-7 săptămâni, poate și mai puțin. Dacă unii candidați au mai fost la cules de căpșuni, alții sunt la prima experiență. Primii aplicanți intrați la interviu cu angajatorul au și fost acceptați. Am știut să răspundem, am trecut cu bine, așteptăm să plecăm acum. Din prezentare pare, nu pare o muncă foarte grea, acum depinde și de persoană, fiecare în parte. Nu am mai fost deloc, e prima dată și abia aștept. Câți ani? 19. Mai bine în străinătate, deocamdată. Sezonul de recoltare începe în jurul datei de 1 iunie și va dura o lună și jumătate. La peste 10% din mașinile care au fost oprite în trafic anul trecut de echipajele de poliție rutieră împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au fost găsite defecte care ar fi putut produce accidente grave de circulație. Tot aproape de 10% este procentul autoturismelor la care s-a constatat depășirea nivelului maxim admis de emisii poluante. Pe parcursul anului 2015, Registrul Auto Român a verificat în trafic aproape 2200 de autoturisme. Dintre acestea, la 239 au fost depistate probleme care prezentau un pericol iminent de accident. Pentru astfel de probleme tehnice, pe lângă amenda cu care este sancționat șoferul, se oprește și talonul de înmatriculare, astfel că proprietarul este nevoit să meargă la o revizie tehnică. Dintre cele aproape 240 de mașini oprite în trafic, la jumătate s-au găsit probleme tehnice sau legate de acte, iar un sfert dintre acestea au fost chiar respinse de rar și nu le-a fost dat avizul de circulație. Controlul pe care îl facem noi în trafic, inspectorii RAR, este o măsură pentru a elimina din trafic, din pericolul, posibilul pericol pentru participanții la trafic. Dintre problemele cele mai grave care s-au găsit la mașini, defecte care sunt defecte unele mai minore referitor la sistemul de instalație electrică, semnalizare, lumini, dar cele mai grave care s-au găsit și pentru care se ridică și permisul de circulație sunt problemele de defecțiunile de la sistemul de frânare și direcție. Poate că pentru mulți șoferi faptul că una din 10 mașini oprite a avut probleme tehnice este de speriat, însă nu este așa. Agenții au oprit în trafic doar mașini care păreau a avea probleme. Procentul de 10% este 10% din mașinile oprite, verificate în trafic. Nu reprezintă 10% din numărul total al mașinilor sau parcul auto al județului Brașov. Nu este o cifră mare, după câte știm, sau din contră, sunt în scădere față de un an în urmă, 2014. La nivel național, Registrul Auto Român a verificat în 2015 aproape 82.000 de mașini, iar dintre acestea 27% au avut o vechime mai mare de 15 ani. Au fost aplicate peste 1.100 de amenzi, au fost reținute 12 permise de conducere și peste 800 de certificate de înmatriculare.
Luni încep simulările pentru evaluarea națională. Săptămâna viitoare, elevii claselor a 8-a vor trece prin primele emoții ale acestui an. Pe 22 februarie, în 40 de licee din județ, încep simulările la limba și literatura română. Marți, acțiunea continuă cu proba la matematică, iar miercuri cu proba de limba și literatura maternă. Este al treilea an când se organizează simulări la nivel național cu subiecte unice. Simulările vor avea loc în școlile în care studiază elevii, iar evaluările probelor de la simulare vor fi realizate în aceleași unități de învățământ. Totul se organizează în școlile unde studiază elevii. Notele nu se vor trece în catalog, în schimb, prelucrarea datelor și aprecierile trebuie să fie foarte amănunțite și corect făcute de către cadrele didactice care predau la clasa respectivă, personal cu elevii în clasă, cu părinții de asemenea, în ședință cu părinții, în ore de consultații cu părinții. Săptămâna aceasta, inspectorii școlari au fost pe teren pentru a verifica, printre altele, dacă sistemele de supraveghere video și audio funcționează. Rezultatele de la simularea evaluării naționale vor fi afișate pe 4 martie. Deși a început ca o pomană cu mult cozonac adus de managerul echipei, conferința de presă a FC Brașov s-a dovedit o resuscitare reușită de cine altcineva decât medicul echipei. Doctorul Gheorghe Pop a reușit să convingă un grup de investitori italieni să depună o hârtie la Tribunalul Brașov prin care să-și prezinte intenția de a investi la clubul brașovean. În aceste condiții, ANAF nu mai poate cere falimentul clubului atâta vreme cât există un posibil investitor care intenționează să plătească datoriile echipei către fisc. În urma ședinței furtunoase de marți, cum spunea domnul director Jean Dochița, eram gata să murim. Norocul nostru a venit din partea domnului dr. Popa, care e și medicul echipei, care a adus o societate comercială, o societate, finanțator numindu-se după în cuvintele mele, care să sprijine clubul FC Brașov. După ce a primit scrisoarea de intenție a italienilor, Tribunalul Brașov a dat termen pentru depunerea unui plan de reorganizare data de 6 aprilie. Până atunci nu se mai pune problema falimentului, iar în cazul în care noul plan nu va fi aprobat, se va oferi de către justiție o nouă dată la care să se vină cu o soluție. În condițiile în care medicul Gheorghe Popa este cel care face legătura între club și investitorii italieni, acesta este noul președinte interimar al FC Brașov. Totuși, Vasile Dochița nu va părăsi gruparea galben-negrilor și va continua să o sprijine financiar. Astăzi, domnul Popa e președinte Consiliului de Administrație interimar. Dânsul se ocupă toate prerogativele clubului, o să cadă în sarcina dânsului, pentru că dânsul este reprezentantul grupului de investitori care vor să preia clubul. Eu rămân în cadrul clubului mai departe. Conducerea clubului brașovean spune că până luni banii necesari desfășurării activității vor fi asigurați tot de către actuala conducere. Italienii au promis că luni vor veni la echipă primii bani din partea lor și vor asigura sumele necesare pentru ca echipa să poată juca în play-off și să obțină promovarea. Mă bucur că mi-am adus un mic aport la salvarea de moment a clubului și sper că în continuare să mi-aduc aportul și să salvăm această echipă și să-și ocupe locul pe care îl merită. Un loc în Liga I, un loc chiar, de ce nu, fruntaș în Liga I și ulterior să participe la diferite competiții europene. Popa spune că italienii vor asigura un buget de aproximativ 500.000 de euro pentru ca echipa să poată promova în Liga I. După conferință, Romi Căpașcu a anunțat că un om de fotbal român s-a arătat dispus și el să investească la clubul de sub Tâmpa. Acesta s-a dovedit a fi Marcel Popescu, cel care a mai fost președinte executiv la FC Brașov și care a confirmat că vrea să investească bani la echipa brașoveană.
Colța Brașov a făcut instrucție cu Luceafărul Buzău în meciul din Cupa României desfășurat joi în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. Deși pierduseră în campionat în fața buzoienilor cu 7-5, brașovenii au demonstrat încă din debutul partidei că nu se tem de adversarii lor și s-au aruncat în atac. Eforturile le-au fost răsplătite de numai puțin de 6 ori în primele 20 de minute, astfel că la pauză formația pregătită de Radu Burciu conducea deja cu 6-1. Oaspeții au avut o tresărire de orgoliu în debutul părții secunde, când după ce au scăpat în câteva situații bune pentru gazde, au reușit să înscrie pe contraatac. A fost însă doar un foc de paie, deoarece Colțea și-a reluat atacurile și a făcut chiar spectacol pentru publicul prezent în tribune. Partida s-a încheiat cu scorul de 11-2 pentru brașoveni, care trec astfel în turul următor la competiției. De când am început returul, suntem o echipă nouă. Deocamdată suntem neînvinși în Liga a doua. Sperăm că și în Cupa României să parcurgem cât mai mult fără înfrângere. Să aducem noi aici, la Brașov, echipe cât mai bune de Liga 1. Nu ne așteptam la o diferență așa de mare, dar am arătat că suntem o echipă și ne-a ieșit tot, ce să mai... Am reușit să înscriem aproape la fiecare fază. Am pregătit meciul acesta foarte bine săptămâna trecută și săptămâna asta. Ne bucurăm că am putut să-i învingem ușor, au intrat repede golurile. Ne-am făcut meciul ușor. În primul meci al zilei, Blue Angels Cristian a fost învinsă de Casa Târgu Seguiesc cu 17-1.